Cred că am putea găsi o soluție ca să ținem și vara pe loc. Zic eu că poate reușim cu magie. Ce spui, Mario? Mario Popescu se află alături de noi. Bine ai venit! Bună ziua și bine v-am găsit! Ce faceți? Sunteți bine? Suntem bine pregătite. Asta este întrebarea mea pe care o adresez întotdeauna la evenimente. Sunteți bine? Este foarte important să fim bine, să avem emoții, să ne distrăm, să ne simțim bine, pentru că este sfârșit de vară, vară și început de toamnă. Toamnă. Mie îmi place toamna, toamna e ziua mea, deci eu sunt ok cu asta. Este foarte bine. M-am gândit pentru astăzi, că tot este sfârșit de vară, să aducem în inimile spectatorilor ceva amintiri din vacanță. Yeah. Probabil că și mulți din cei care ne urmăresc au călătorit vara asta. Și tocmai de aceea am pregătit niște destinații. A, credeam că ne-ai pregătit niște bilete de vacanță pe care nu trebuie să dăm banii. Le-am în geamantan, o să le scoatem puțin mai târziu. Bun. Ca să vedeți până am călătorit. Bun, avem mai multe orașe aici și aș vrea ca una dintre voi, nu știu, Emily sau Cosmina? Emily. Emily, ai pasat mai departe. Emily, aș vrea ca tu să te gândești la unul dintre aceste 5 orașe pe care le-am aici. Avem Madrid, New York, Cancun, doamnelor și domnilor, Paris. Atenție, mă gândesc. Ai okay. fost la Paris? Da. Ok, și la Tokyo. În Tokyo. Ok, vreau să te gândești la una din astea, dar cred că ar fi mai ok pentru telespectatori să alegi una dintre aceste destinații, ca să nu creadă cineva că ne-am vorbit dinainte. Hai. Sau... Ok? Și... aș vrea doar să o atingi, doar o atingi. Bine, aici. Stai să văd care. Întoarce. Nu, nu trebuie să vezi, nu trebuie să vezi. A, ok. Asta prima? Da. Ok, hai să vedem. Prima este Madrid. Ok. Păi tu ce ai făcut că nu înțeleg? Stai puțin. E ceva te-ai greșit. Curcat. Nu m-am încurcat. Tokyo, Paris, Cancun. Ai ales Madrid? Eu sincer m-am gândit la mai multe. Hai să facem altfel. Sper că nu te-am încurcat. Ăsta a fost un exercițiu, da? Bine. Eu o să scriu pe tablă, înainte, ce urmează tu să alegi, da. Ok? Concentrează-te, uite-te în ochii mei. Perfect. Și urmează să scriu exact așa. Sper că se aude că... Perfect, scriem rapid. Emily, o să încerc să fiu cât mai rapid, să nu-ți dai seama ce scriu, să scriu în toate părțile, o să scriem așa apăsat, cât mai bine, cât mai, mai, cât mai magic. Nu vă zgâri pe creier, îmi cer scuze, dragi telespectatori. Puteți intra pe pagina mea de Facebook și Instagram, Mario Popescu Magic, vedeți acolo predicțiile. Și subliniem exact așa. Gata, Emily, am făcut predicția. Acum vreau să atingi din nou unul dintre bilețele, oricare. Primul? Tot primul? Ia, stai puțin să vedem. Și ai scris exact Tokyo. S-a întâmplat ceva. S-a făcut liniște. Mamă, nu știm ce s-a făcut rolul magicianul. Mamă, l-am greșit. Am greșit, îmi pare rău. Putem să tăiem? Era singura, nu putem să tăiem. Emisiunea este în direct. Am scris, ia fiți atent, chiar am scris Tokyo ce ai ales tu. Wow. Da. N-a greșit, nu? Mulțumesc. Predicție, mentalism. Am ceva mai tare. Un truc pentru telespectatori, o să încerc să mă încadrez în timp. Este un truc pe care... scris. Da. Wow. Magic. Bun, ia să vedem. E un truc pe care îl puteți face și voi acasă, cu copiii. Mai da? Tu și Ciprian, tu cu copila și Ciprian. Papanaș cu afine sau cu vișine? Nu. Ai nevoie de noi? Vrei să venim nu, acolo? Momentan nu, la următor. O să facem un felul următor. Avem o eșarfă pe care o vom împinge în mână. Da. Aș vrea să suflați tare amândouă. Oh. O să sufle și cei de acasă. Pe locuri. Perfect. Și eșarfa se transformă într-un ou. Extra! Wow. Serios! Stați puțin, ou pentru papanaș. Da? Ca să facem papanaș. Dar mulți se întreabă, băi, ăsta nu e un nou adevărat. Într-adevăr, nu e un nou adevărat, e un nou de plastic. Lumea magiei, am dat-o peste cap, am demontat un truc de magie, incredibil. Nu, este un nou de plastic în care am pus o eșarfă. Ideea, o să vă învăț trucul ca să-l puteți face și voi acasă. Trebuie să ții oul palmat, îl scoți din buzunar, îl palmezi. You have to act natural, ok? Perfect. Bun. Și îl împingi în mână. O să mai facem încă o dată, de data asta o să facem cu tine, Emily, dar asta vreau să folosești o baghetă magică, poftim, bagheta imaginară. Perfect. Îl împingem în mână. Eu chiar vedeam că e magia. Nu e, da, e, ba, da. Îl împingem în mână. Perfect. Suflăm. Și incredibil, s-a transformat. Dar stai. Este magie! Bravo!
Mulțumesc, era o adevărat. Mulțumesc, Stai, grijă, da. Haideți să-l aplaudăm pe Ciprian. Da, să-l aplaudăm pe Mario. Și pe Mario trebuie să-l aplaudăm. Bravo, Mario, aplaudă pentru Mario. Haideți și voi lângă mine. Hai, fetelor. O să dăm muzica puțin mai tare. Da. O să facem un felul următor. De la emisiune, dacă, dacă avem un dovlecel, Ciprian, special pentru tine. Ți-am pregătit un dovlecel, mușcă din el. Nu mușca. O să-l și semnăm. Așa. O să scriem ceva mare și clar. Scrie praz. Sper să se vadă. O să facem așa o semnătură frumoasă. Semnează dovlecel, nu cred. Uitați, da, să se vadă. Da, da. Da. M-am semnat, da? Da. Perfect. Și semnătura asta... Te ajută frumos? Da. Perfect. Uite, fix așa. Da? Ăla e. Bun, muzica puțin mai sus și vreau să fiți atenți ce se întâmplă. Vreau să faceți cu mâinile așa pe deasupra. Ăsta îl fac și la evenimente, numărul ăsta e genial. Îl punem aici, îi dăm puțin foc. Avem nevoie. Ardei nu punem. Nu, iar cu focul, nu. Nu mai punem ardei. Păi l-am mâncat, ce să mai punem? Ia să vedem. Numărăm până la 3. 1, 2, 3. Perfect. Îl punem aici. Îl scoatem de aici. Și pe asta dispare dovlecelul. Unde dispare, nu știu. Păi unde veniți, veniți cu mine. N-ai cum. În spatele. Nu se poate. Aceea semnătură se teleportează. Bravo, Mario! Ia dă-mă să vedem dovlecel adevărat. Ia, dă-mi și mie. Hai, bun, ia-mă. Nu, dar cum ai făcut asta? Nu, lasă-mă, te rog. Dar ce bine miroase. Bravo, Mario! Mulțumesc, mulțumesc. Bravo, Mario. Asta merg pe ane. Mario, cum ai făcut asta? Poți să mă înveți? Nu. Da, puteți mai face mai avem. Da, normal, hai. Să continuăm distracția, ne place, da. Ia. Zahăr, avem cumva. Da, imediat. Ia, mai au bună de ăsta. Cu semnătura mea. Cu semnătura. Așa, mă, mai. Poate se poate și brun. Ia că trece de stomac. Ia și niște așa. Vine acum și zahărul. Zahăr brun că na. Este perfect. Numărul acesta pe care l-am făcut mai devreme este număr pentru toamnă. Știți că facem zacuscă și pregătim... Nu, Ciprian, te rog, nu. Dobrejel cu zahăr. Ce-a făcut acum? Ciprian, asta este numărul lui. Hai să-l lăsăm să facă număr. Ciprian, ești atent, da? Zahăr. Zahăr, o să punem aici niște zahăr. O să facem perfect. S-a auzit cât am pus, da? Da. 10 grame. Pe masă. Perfect, 10 grame, 15 grame, 20 grame. Poate scoate papanașa. Îl împingem bine. Da. Îl strămură mâna. Sufla, Emily. Zahărul a dispărut. Unde era zahărul? Nu. Mâinile goale. Nu mai consumați zahăr. După ureche. Pentru că este o fată de zahăr. Da. Brun. Zahăr brun. Bun, eu te stai cu zahărul din cap. Nu cred. Bravo, Mario. Bravo. Bravo, Mario. Vrei mai bine? M-aș da o fată de zahăr, avea zahăr în pat. Era doar zahărul din capul meu. Să lucrez doar de zahăr, da. Ia să mai vii să te spălăm pe cap, să punem noi pungire, că vă crește zahăr în parcă. Când nu aveți zahăr acasă, nu vă mai duceți la supermarket, stați liniștiți, mă chemați pe mine și am văzut o casă și cadite zahăr. Mario, dar eu sunt foarte curioasă. Cum a început totul la tine? Când ți-ai dat seama că tu ești un magician, de fapt? Totul a început în clasa 8-a. Când cineva a venit să facă un truc, era un coleg. Te-ai inițiat în lumea magiei? Nu, nu făcea magie, era doar pasionat. Știa și el un truc cu cărți. A vrut să mi-l arate, eu am fost foarte curios, fiind un puști foarte curios. A, te-a motivat să te inițiezi în lumea magiei? Exact. Mi-a arătat, mi-a plăcut cum se face și am zis, ok, deci poți crea povești cu magie. Poți să creezi momente magice, să faci oameni fericiți, doar pentru un simplu truc. Important cum îl îmbraci. Nu, deci, Ciprian, nu-ți mai proiecta propriile angoase asupra interlocutorului. Pentru că o să generezi furia care face autodefensiv. Nu e bine, dragul meu. Ăsta e nepotul lui Eminescu, mâncați așa. Prea le dă cu deștea așa cu interlocutorul. Așa am început cu magia. Bravo, mare, bravo. Continui să fac asta în prezent, pe la evenimente și în casele atâtor mii Mario, de români. Mario, scuză-mă, vreau să te întreb o chestie. Ție ziceau profesorii că nu o să ajungi nimic în viață, că mi-așa îmi ziceau. Mă scoleam tot timpul, bă, tu nu o să ajungi nimic în viață. Știi, prostul clasic.
Mare ai ajuns, uite ce frumos. Și tu la fel, nu? Da, chiar aseară am făcut o postare pe Facebook. Vreau să-l salut și eu pe domnul Vali, vecinul meu de bloc, care salut Valică. Domnul vecinul Vali. Vecinul meu. Domnul Vali, tatăl Dianei. Așa, tata lui Diana. Îmi spunea că nu o să ajungi niciodată la televizor să faci magie. Am fost și la România au talent. Bravo. Am fost și la Vorbește Lumea. Pentru tatăl Vali, da? Mai venim pentru domnul Vali. Și eu salut pe soacră mea și pe nevastă mea, te iubesc. Da, soția ta este un erou, este eroul meu. La cât de agitat ești, sincer. Nu mă, am energie. Spune-mi, te rog, dar durează mult pregătirea unui astfel de moment? În principiu, cât lucrezi în principiu, repet, cam o fiecare zi. La spectacole trebuie să fii tot timpul pregătit. Trebuie să exersezi cu oameni, în primul rând, pentru că nu poți să faci singur de nebun prin adică casă. Adică tu ești pe stradă și zici, eu stai puțin. Stai un pic să fac puțină magie. Stai puțin. Da. Bună, stai, vrei ia. Ce magie? Vrei să-ți fac un cugura? Uite, când mă vezi așa, o magie rapidă. O magie rapidă, ia vezi mă. Să spun? Nu pot să spun. Aș putea să fac o magie să levitez. Dar cred că o să facem în emisiunea... N-avem timp asta, dar data viitoare. Emisiunea următoare. Da. Sigur.